Mai mulți voluntari din Târgu Frumos împreună cu tineri din două țări europene au vizitat astăzi primăria Pașcani. Adolescenții au rămas uimiți de imensa clădire, de dotările ei și de candelabrele poleite cu aur. Asociația non-profit din Târgu Frumos a organizat o vizită la primăria din Pașcani. 12 tineri din Turcia și Germania, care fac parte dintr-un proiect european despre fotojurnalism și democrație, au văzut orașul și clădirea administrației publice locale. Ghidul vizitatorilor străini a fost viceprimarul Vasile Axinte. El a condus pe tineri în mai multe încăperi, în sala multifuncțională și în sala de ședințe a Consiliului Local. Aici avem o sală de multifuncțională. Multifuncțională. Unde se țin conferințe, spectacole organizate de către Primăria Municipiului Pașcani. Vă rog să vizitați. Arată ca o sală de universitate. Este o investiție nouă. Imensa clădire i-a impresionat pe tineri, în special candelabrele și sala multifuncțională care seamănă cu un amfiteatru. It's wow, impressive, very, very impressive, I have to say. Very modern and obviously the EU fund invest good money here and yeah, very impressive, I have to say. Da, foarte frumoasă, e impresionat. I think the size of, I mean, they are the same with Mula. But Mula, there are no much like big buildings and something like that. They are all small because it's a touristic place. And Pașcani is in another way. There are many places, building and so on. I think these are like same. Now I feel myself as I am in home. Îi se pare că sunt asemănătoare, deși aici crede că sunt mai multe clădiri mari. În Mula, de unde este el, din sudul Turciei, acolo este o zonă turistică și puțin diferită. Nu doar primăria Pașcani a fost atent analizată de adolescenții străini, ci și orașul Târgu Frumos. Super tinerii lucrează la un proiect în care stabilesc problemele comunității târgovețe și găsesc soluții pe care le vor prezenta administrației locale. Proiectul este în cadrul Young European Troubleshooters. E un proiect finanțat de Tineret în Acțiune și sprijinit de Comisia Europeană și implementat de Asociația Super Tinerea Siris, care s-a fondat în Târgu Frumos, dar are și filiale în Pașcani și Iași. Proiectul e pe fotojurnalism și democrație participativă. Avem 12 tineri din Germania și Turcia, cu niște participanți din Suedia și Republica Moldova. Până acum au vizitat Târgu Frumos și astăzi am fost și la Ruginoasa, unde am vizitat Palatul lui Alexandru Iancuza și Centrul Cultural Ruginoasa, care au fost splendide și chiar au fost impresionați de ceea ce au văzut. Menționăm că Asociația Super Tineri a luat ființă în anul 2009 și a desfășurat numeroase proiecte în mai multe țări din Europa.